Până acum 2300 de ani, Psyche era știința sufletului. Astăzi, pentru că după perioada grecească nu s-a mai putut adapta prin traducere cuvântul, a devenit psihologos, adică cunoașterea minții. Însă, din ceea ce am studiat, am înțeles și am practicat, cunoașterea minții de azi sau psihologia este de fapt cunoașterea sufletului prin minte și prin capacitățile raționale intelectuale. În sfârșit, putem să punem cap la cap un program care să fie util fiecărui om, așa cum spunea și Aristotel, de anima sau Platon, animus, acea entitate care stă în om și vorbește și grăiește și mișcă pe om de când se naște până când moare. Socrate spunea că eu sunt vocea, eu nu sunt oasele și carnea. Walt Whitman spunea că eu privesc prin ochii mei, nu cu ochii mei. Astfel, foarte multe cărți sacre, foarte multe tradiții vechi, culturi care au căutat conectarea cu sinele interior, au lăsat o parte din pilde, din metafore, din experiența celor oameni și nouă astăzi și căutăm prin biserică, prin templu, prin ashram, prin meditație, prin rugăciune, prin mantre, mudre, cântări, dansuri, să ne conectăm cu sinele nostru. Ei bine, eu am zis să pun cap la cap un program care să fie util prin 30 de practici, în 10 videouri, fiecărui om care vrea să conecteze cu trupul său, cu sufletul său, cu fericirea lui interioară și să nu o piardă niciodată. Pentru că pentru mine înseamnă conectarea cu sufletul tău să fii cum vrei tu, oriunde, neinfluențat de nimic din jur. Astfel, omul este de fapt pentru mine o mașină umană care depinde de stimuli din jur și nu are propria ei alegere deliberată cum să răspunde. Este influențată de tot mai multe lucruri din jur. Astfel, mintea stă în altă parte decât unde este sau emoțiile sunt mișcate de faptele înconjurătoare pentru că sunt destule în jurul nostru și emoțiile noastre cad sau trupul reacționează la stimul din exterior. Astfel, nu suntem noi capabili să stăm în interior și să ne punem sufletul în mișcare, să nu răspundă rapid, ci să aibă autoritatea să înțeleagă, să observe, să aleagă și după aia să ia o decizie benefică pentru suflet. Pentru că noi nu suntem aici, am zis că acest program de 30 de practici în 10 videouri îți va fi util să ai conectivitatea prin Wi-Fi, divinitate și om, adică, și să lăsăm acea conexiune, acel canal să fie mai des întâlnit în zilele noastre decât îl avem deja. Așadar, acest program de 30 de practici, acest curs video, audio și PDF, îți este util să-l vezi de pe mobil, tabletă, laptop, în tren, în avion, în mașină, când nu conduci, și să-l parcurgi ori de câte ori vrei, să-l citești, să-l asculti și să-l vezi, încât să poți învăța prin mai multe canale de kinestezie. Sper să-ți fie util și să-l verifici fără să-l crezi.